fost trei candidați, trei prezentări de proiecte, trei seturi de întrebări pentru fiecare întrebări pentru fiecare dintre candidații noștri. Așa cum bine știți, au fost observatori în sală, au fost chiar și reprezentanții ai brestei dumneavoastră, reprezentanți media în sală, care cu siguranță vor transmite înregistrarea probei de susținere a planurilor de management. Inclusiv noi am înregistrat toată proba de susținere a planurilor și o vom îndosaria la dosarul de concurs pentru a rămâne clar și fără echivoc tot ce s-a întâmplat astăzi. A fost, după cum bine știți, o perioadă de 30 de zile de promovare și publicitatea anunțului. 30 de zile a fost anunțul publicat pe toate site-urile de specialitate, pe site-ul Ministerului Sănătății și site-ul spitalului nostru. S-au respectat toți pașii. În data de 13 am avut verificarea dosarelor și astăzi ne regăsim pe 22 astăzi, 22 martie, la susținerea proiectelor de merge. Au existat acuzații cu privire la faptul că, virgulă, Comisia nu s-a întrunit pentru analizarea dosarelor. Ați acuzat presiuni asupra Comisiei din partea unor candidați. Aș vrea să lămuriți cumva aspectele astea. Da, este adevărat. Au fost telefoane, au fost mesaje din partea candidaților. Eu personal am aceste mesaje și telefoane. Nu am răspuns la acestea pentru că mi se pare normal ca atâta timp cât sunt evaluator în Comisia de Evaluare să nu iau niciun fel legătura cu unul dintre candidați. Au fost, bineînțeles, presiuni pentru că au fost multe telefoane. Deci am primit într-o zi, cred că și 10-15 apeluri la care nu am răspuns, mesaje de asemenea, acuzații de orice fel, că se va face plângere sau nu, că se va acționa într-un fel sau altul, dacă nu voi lua legătura sau nu voi comunica cu respectivul candidat. În mare n-aș vrea să detaliez foarte mult, sunt mesaje care nu onorează candidatul sau candidații. Ce ar trebui să facă primul lucru atunci când este numit manager? Pentru spital. În primul rând, să echilibreze datorile cu spitalul. Și să continue ce a făcut predecesorul, scuzați. Adică, aducerea de medici, continuarea reabilitării ambulatorului, care ne aduce mari prejudicii. Și tot ce ține de conducerea de medici ca să vedea de spital. Într-adevăr, am prezentat aspecte care nu au nicio legătură cu desfășurarea normală a unui astfel de concurs. Într-una din zilele a fost contactat, sau s-a încercat, de fapt, a se lua legătura cu mine, sunându-se la secretariatul spitalului. A sunat unul dintre candidați, insistând să ia legătura cu mine. Evident că am refuzat acest lucru știind foarte bine care sunt prevederile legale și dorind să asigur deplina legalitate a acestui concurs. Am și depus o sesizare în acest sens către domnul președinte al Consiliului de Administrație. Nu este normal să existe presiuni în condițiile în care dorim să recrutăm un manager care să rămână și de altă picioare. Ăsta este interesul al tuturor, și al nostru și al dumneavoastră, mai ales că asupra noastră, a membrilor Comisiei, există o presiune foarte mare și o mare responsabilitate privind viitorul acestui spital. În urmare, dorim ca lucrurile să fie extrem de transparente și extrem de corecte. Simplul fapt că au încercat, unul dintre candidați a încercat să ia legătura cu un membru al Comisiei, depășește cadrul legal. Este anormal în primul rând și în afara cadrului legal. Îi vedeți ca pe un spital cu probleme care are nevoie de ajutor? Cu siguranță da, și are nevoie de un om care știe ce are de făcut și un om care vrea să facă ceva în acest spital.